Salut, domnule, de unde ești? Salut, mă numesc Eugen, am 23 de ani, sunt din Timișoara. Ok, am înțeles că ai terminat anul întâi la școala de închinare? Da, sunt proaspăt absolvent al nivelului 1 școlii de închinare, ediția 5-a 2010. Ok, mă bucur. Ce te-a făcut să vii la școala de închinare? Faptul că de aproximativ 3-4 ani slujesc în echipa de laudă și închinare a bisericii și am simțit nevoia de ceva nou, ceva ce aici am simțit că o să găsesc. Super. Ce experimentat aici? Că dacă vorbim de experiențe, aici sunt foarte multe, dar una care poate este cea mai importantă e alt tip de închinare. Una în duș, în adevăr. Ce ți s-a părut mai greu? Au fost și sesiuni mai grele, cel puțin libertatea liderului, care a fost un test foarte un curs foarte complex, care l-am făcut în timp foarte scurt. Aș putea spune pentru mine greu a fost și târziu de dimineață, care nu eram obișnuit. În rest, totul a fost foarte bine. Un profesor preferat și de ce? Profesorul meu preferat a fost Randy Morgan, profesorul de canto din prima săptămână, pentru faptul că a fost o persoană foarte deosebită și n-a fost dimineață să nu vină la noi să ne salute, să ne întrebe cum suntem, să ne dea un îmbrățișar, să se roage pentru noi și asta l-a făcut foarte special. Foarte fain. Un sfat pentru cei ce vor vedea? Vă încurajez pe toți să veniți la școala de închinare, este un loc unde veți învăța foarte multe. Chiar dacă credeți, la fel ca și mine, că știți destule, este loc de foarte mult și aici veți învăța, e locul potrivit. Mulțumesc! Da.